Unii activități plastice ale inovatele de ala, până la domnul Dumnezeu, se deschidă la dispoziție de 2016, la care le-au urmărit cu o expoziție prezentată de către Iulia Cânta Valadis și Constantin Valadis. O familie de artist, este o familie mai gândesc, sigur, dacă vrei la Iulia și la Constantin, dar nu-i uite nici pe Bogdana și pe Iulia. Cei copii care nu mai sunt copii, sunt tineri care s-au dovedit că reține în mai studia urmată să le vină Bogdana. Ce este într-adevăr important, ca să zic așa, faptul că Flavina Baladic, Iulia și Constantin, doi artiști activi, prezenți pe simțele bucureștene, sunt exente de dedicație ceea ce înseamnă generozitate, felii, asta lor, care cariții o să dezvolte prietena noastră, Alexandra Căsculescu. Fie când discutit, ca să zic așa, cu divinere, arta, o fac prin cunoscutelor interioare extraordinare în acest zece de denumire maximă. Este populos să vedem un public numeros de pe această sală. Vă mulțumesc că ați venit și le mulțumesc artistilor prezenți de față, chiar dacă trebuie, chiar dacă nu e prezent Constantin Valadis și nu este cu noi aici. O să rog pe Alexandra Căsculescu să ne împărtășească cu sentimentele pe care le întrebește în acest spațiu. În urmă cu ani de zile, la Simeza, cu Baradici, am avut o expoziție. Menționez acest lucru pentru că, iată, când m-am gândit la această denumire a expoziției din dimensiuni spirituale, am avut în vedere și inevitabilele schimbări pierderi care se petrec și Galeria Simeza a reprezut la pierderi. Și e important titlul acestei expoziții pentru că de fiecare dată cu Baradici a ales un titlu care semnifică foarte mult pentru demersul picturilor și pentru demersul expozițional. De data aceasta, la dimensiuni spirituale, și vă mărturisesc că, deși le cunoșteam foarte bine pictura celor doi, poate nu întâmplător, tot aici, la Galeria de Arte Orizont, le-am și deschis în urmă cu destui ani, pentru mine, prima dată când mi se făcea onoarea despre expoziția și despre pictura deci dimensiuni spirituale. Aș vrea puțin să vorbim despre acest titlu, pentru că de când l-am aflat eu, l-au aflat și alții, și să spunem că planează un fel de sarte între titluri, cam chiar însemna dimensiuni spirituale, pentru pictura cu comunitate. Și în ultima vreme, cumva se face o suprapunere între spiritual și religios. Și destul de mult. Și tot ceea ce înseamnă poate mai înalt, cultură, încercare, luptă, tenacitate într-o zonă de creație, apare întotdeauna ca un loc secundar. Și atunci,
sărăcie spirituală înseamnă și felul în care cei doi artiști își conștientizează originea, își conștientizează trăirile, existența, plaierile românești, dar nu numai, felul în care se raportează la spațiile străine, la locurile călătoriilor lor pe care încearcă să le cadă într-o cheie personală, care vorbește în același timp despre ei, dar și despre cultura din care fac parte. Așa încât, cred că dimensiuni spirituale spune foarte mult despre momentul în care se află pictura cuplului Daraici și vedeți, filmul de lucrări este impresionant și abordările diferite. Deși sunt doi artiști care lucrează tot la tot și cum se întâmplă frecvent în familie de artiști, am putut să vorbim despre sentimente care se preumbră, care trec de la unul la altul și este firesc, despre sfârte spirit pe care le împărtășesc amândoi. Dar vedeți că există niște diferențe care țin poate de un anumit palpabil, o anumită căldură a materiei, o anumită fluidizare pe care o să zicem în plus la picturile semnate Constantin Daraici. O mai mare materialitate sau o mai accentuată materialitate în picturile Iuliei Cunda Daraici. Sigur, motivele picturale, mai mult sau mai puțin, sunt aceleași. Deși există, veți constata și dumneavoastră, mici, dar sesizabile diferențe, poate aș spune calul. Calul este mai mult un motiv al lui când a adus. Dar și dacă Constantin atunci când Constantin Daradic picta Gaia, spune că totuși motivul îi aparține și există un sentiment al motivului care aparține unui singur artist. Chiar dacă celălalt, mă refer acum la artiștii din cuplu, chiar dacă celălalt, sigur, are o tentație și și acoperă foarte bine motivul. Există însă un sentiment care ne spune că, de exemplu, soba, nu? Celebra sobă, e a lui Daraici. Nu va fi niciodată a lui Cunda Daraici. Da? Sau că poate motivul mesei și motivul scaunului vor fi mai mult ale lui, deși sigur vor rezindu-i și la Iulia Cunda Daraici. Interesant, mi se pare că în această expoziție, care acum, cum spuneam, pestimeze extrem de multe lucruri, poate o aglomerare care va surprinde, dar e o aglomerare care ne face plăcere pentru că aduce o bună parte din ceea ce se cheamă atelierul artistului și expoziția este și o întoarcere sau o deschidere, de fapt, o deschidere a atelierului de artist către privitorul. Poate nu cu toții suntem privilegiați a intra în atelierul pictorilor, dar iată ce extraordinară fascinație. Dar mai ales, cum spunea și Iulia Cunda Daraici, este un cumul pe două expoziții personale în acest traseu
și trasa spiritual pe care îl propun artistii de sigur și spațiu. Vreau însă să spun că iată dimensiunile lucrurilor între ele. Vom găsi lucrări de dimensiuni mari care sigur au o cuprindere și compozițională a elementelor importante, dar vom găsi, exact cum am și explicitat puțin mai devreme, lucrări în care întâlnim efectiv doar un motiv al artistului. Da? Spuneam de masă, de scaun, de căpiță. Există astfel de lucrări care decupează cu micul areal câte un motiv grav semnificativ al artistului. Așa încât nu cred că este de mirare sau nu se va întreba nimeni de ce și lucrările de dimensiuni foarte mici pentru un artist care lucrează, credeți, lucrări și lucrări de tip monumental. Dimensiuni spirituale, o expoziție care îmi aduce în atenție și Biblia românească și poate da acest motiv ar fi unul care din nou ne amintește sau ne face trimitere la titlul expoziției, dar și casa artiștilor. Dar spațiul românescu poate sta de ele de creație în care cei doi au fost și care se regăsesc în această expoziție, așadar și traseele lor de vară, traseele sunilor în natură, se pot vedea în această expoziție și cred că niciodată frecvența expozițiilor caradici nu va fi una prea mare pentru a ne bucura de fiecare dată de o întâlnire specială. Iulia Pinda Caradic, o vorbă, la final. Nu merg în microfonul, dar trebuie să-l țin pentru ăștia. Vă mulțumesc în primul rând pentru că ați spus că acum o să fac oficiul de casă cu martinistul pentru soțul meu, Constantin Caradic, care vă spun că pe care vă spus eu, că nu participă acum aici. E puțin bolnăvio. Trebuie să înțelegem că boala face parte din viața noastră. Și încă o dată vă mulțumesc pentru prezența noastră. Asta îmi spune că sunteți niște oameni generoși, iubitori de artă și consider că acestea fie spuse. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez un an voit!